Inspectoratul de poliție județea Mehedinți a fost sesizat de către un participant la trafic cu privire la faptul că pe DN56A în localitatea Vânjumare s-a produs un accident rutier. Șoferul de naționalitate turcă al unui tir a pierdut controlul volanului și a intrat în gardurile a două gospodării. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul poliției Vânjumare, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 62 de ani, în timp ce se deplasa cu autotrenul pe calea Severinului, a intrat într-un stâlp de electricitate. În urma impactului, autotrenul a distrus gardurile a două proprietăți și a dărâmat stâlpul de electricitate. Tirul era încărcat cu roșii, șoferul autotrenului nu a fost însă grav rănit. La data de 27 aprilie anul curent, ora 9 și 18 minute, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat de către un participant la trafic cu privire la faptul că pe drumul național 56A, în localitatea Vânjumare, s-a produs un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției Vânjumare, care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 62 de ani, în timp ce se deplasa cu autotrenul pe calea Severinului, a intrat într-un stâlp de electricitate. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Din accident au rezultat doar pagube materiale. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor accidentului.